Autoritățile locale vor fi și în acest an ajutoarele celor mai iubite personaje care îi răsfață cu daruri pe copii. La începutul lunii cadourilor, cei mai mici pitini din grădinițe vor fi parte din povestea lui Moș Nicolae, proiect derulat de autoritățile locale. Povestea lui Moș Nicolae va fi pe data de 6 decembrie, cu ocazia Sfântului Nicolae, unde aproximativ 3.000 de copii preșcolari de la creșe și grădinițele noastre beneficiază de cadouri și mă refer aici la dulciuri care sunt oferite din partea primăriei municipiului Slatina. Autoritățile vor pregăti în scurt timp și de saga lui Moș Crăciun. Copiii care vor trece pragul instituției administrative pentru a le vesti angajaților nașterea lui Isus vor fi răsplătiți cu darul. De saga lui Moș Crăciun se adresează copiilor preșcolari și care pot fi și până în clasa a patra de la unitățile noastre de învățământ. Sunt într-un număr aproximativ de 2300 după calculul nostru, care tot la fel directorii unităților de învățământ trebuie să se înscrie la acest program, să vină la primăria municipiului Slatina cu un program artistic de sărbătorile de iarnă și mă refer aici la colinde. De la fiecare unitate de învățământ nu trebuie să depășim 120 de copii. Unitățile de învățământ se pot înscrie în luna noiembrie pentru cele două proiecte derulate de autorități. În a doua săptămână a lunii viitoare, înscrierile se fac pentru povestea lui Moș Crăciun, iar în perioada 15-28 noiembrie, unitățile de învățământ sunt așteptate să se înscrie pentru desaga lui Moș Crăciun. Municipalitatea a alocat pentru cele două programe destinate celor mai mici locuitori ai Slatinei 144.000 de lei, aproape 5.500 de copii urmând să primească daruri de la reprezentanții administrației locale.